ce e? Pistă de aderare. Snelos, fruntea mea e ca o pistă de aderare. Ca o pistă de decolare. Hai să decolăm. Totuși este cel mai mare outlet din Europa. Corect. A, corect. Și avem și doi ghizi, unul de la Drochia și unul de la Cahul. Autobusul dat la o parte să vadă Gucci-le, că eu i-am adus, de fapt, și ei în ei. Hai să vedem, dacă sunt prieturi buni din ei, dacă nu, la revedere, pa! Iată așa, am ajuns, este intrarea principală, da? Nu, intrarea principală, acolo asta e secundară. Secundară, da. Și avem și un cal aici care bea apă non-stop. Iată, am găsit încălțămintea ideală pentru negurini. Tractorii și botii. Vă rog, oameni buni, spuneți că așa ceva e dezastru, nu vreți să-i cumpere. Dar e strașnic. Fuuu! Ușor! Nu știu ce bem aici, dar ceva bun, au zis. Asta e pentru shopping-ul de astăzi. Vezi, mai și s-o lua, da? Adică, mulțumim tare mult că ne-ați dus, ne-ați răzdus. Da, ne-am luat și eu cu ceva, bun, bun. Deci ne-am întors noi de la acest Seravalli outlet-ul cu brand-ul și deci nu recomand, pentru că la ce prețuri sunt acolo, dai faliment sau iei credit 100%. Deci, am zis să fac bani, dar... Doamne ferești, la bar nu există, deci... Minus, am dat falimento, molto falimento. Non recomando perché è molto molto ieftino e bani se duco. Ia uitați pe vicini, văd eu aici. Iubire, nu, no, nu iubire. Ți-a fost dor? Da. Mami, unde e? Jos. Tortul unde e? Frigider. E bun? Nu știu. Gospodin acasă i-a spus că eu să nu o filmez, că e nu-i arătoasă. Dar da, și eu s-a arătos. Uitați-vă ce o să mâncăm noi astăzi. Da, mă scuzați, sala fashion. Mulțumim pentru primire. Mulțumim pentru cinstire. Oh my. Bună dimineața, s-a trezit Dulceața. El totuși mă ating și-o luat încălțăminte și e horribilă. Și te-ai luat-o? Încălțăminte era foarte frumoasă. Neaa! Vie ca ăștia frumusei i-o luat, ăștia îmi plac. Dar și înalt erau deza hai când am azi concert. Shopping plăcut. Signora Dima, s-ai vândut pocicile acolo sau nu? Bună dimineața, fitețile mele, bună dimineața, salut, priv. Am vrut să vrem cafeluță împreună. Sunt în Italia, cafeluța e amăruie. E bună, ce aș spune eu. Bună ziua, mare păcat am făcut fața pământului, am venit aici la Milano și n-am pus mâna pe Hailbowl. Ciorul. A, ciorul, eu nu spun mâna, eu nu spun ciorul. Arleta lui Papuc s-o adunat. Dă-i ochi cu galbul și nici nu ia în ochi. Și eu m-am pornit cu trenci nou, de la vie etichete din astăzi și noroc de la vine. N-am dat și cu albastru ăsta pe aici. Facem fotografii, să o punem pe fiecare, să le plac la oameni, da? Astăzi o să intrăm în domă, tot familionul. Da, la vinuș. Da. Dar pe afară spate fără mască deja. Mi-am pus-o. Și în premieră intrăm în domă. Oh my god. Și să nu ziceți voi că eu nu fac palestra. Signora Dima s-a dus cu liftul. N-ai nimic de cam sus. Dar poate ce e bună. Iată și vedele ăștia de sus. Era giusto per far vedere un po' la...
La ora asta în Italia toată lumea mănâncă. Tu nu mânca, tu gata, ajunge. Aposto, aposto. Și frumos că senzoa. Deci, senora Dima s-a stricat. Ieri am luat două masline și mi-am făcut un scandal. Dar sticla asta de băuturică o luat-o de pe masa de alături. Așa, senora Dima. Luat-o tu, m-am luat-o eu. Dar cine m-a pus-o eu? Cine m-a pus-o? Crezut că erau ei. Nu contează.